Hai să vă arăt de moșul pe fica spaniolului. Încep să o scot zilele astea. Uu, n-am apucat să o fluier. Mai devreme mi-a plecat la fluiera și pomii din deget. Uite că n-am mai așteptat. Femelă cu multă vână. Ca și tatăl ei și ca și mama ei. Mama ei era acea solzată. Am trimis-o la cineva, nu mai știu. Ah, da, la Cosmin Iagu. O solzată scoasă din moli. Cea cu care l-am învățat pe Adam pe boxa din gemuleț. Ia cu-o. Pe marginea casei. Știe a care de căutat. Știe sau nu știe. Vedem zilele astea. O las un pic afară, o jumătate de oră. După care închidem să scoatem titanul. Facea ceva semne cu capul acolo, ar fi masculin jurul ei. Se lasă. Forță. Gușă. O horsemană. Picioare înalte. Poziție ridicată. Să vedem ce face. Ca și temperament. Fizicul contează mai puțin când ea știe ce are de făcut. Poate să arate oricum. Și cu coadă devoltată. Mai de două zile pe boxa de văduvie, pe care ea le cunoaște foarte bine boxele astea. Dar n-am avut să-i dau loc. Am scos acum voiajorul. Că mă enerva. N-am avut timp să mă ocup de el. La cât atenție are el nevoie, probabil. Și tot se zbătea acolo în cuști. Și îmi speria capturile care le aducea Adam. Ultimile speria că se zbătea acolo și făcea gălăgie. În loc să fie liniște. Trebuie să-l scot de acolo. O să-l scot și pe Indi în curând. Și mai eliberez o boxă. Am început să lucru puțin. Trebuie să-i acord mai multă atenție și lui Dracula. Prefer să lucrez cu Dracula decât cu voiajorul. Deși mi-ar fi plăcut să am un rezultat cu voiajorul mai mult decât cu guțanul. Cu guțanul am mai avut. Dar nu-l simt pe voiajor să-mi facă mie plăcere să lucrez cu el. Așa cum îmi face cu guțanul. Deocamdată. Ture scurte, intră înăuntru, bate boxa, iese și pleacă. Iese, cântă și pleacă. Hai, fetița, că mai un pic ești afară. Păi
te închide tata. Te închide moșu. Ești doar așa de filmărică. Ei, prima filmărică cu telefonul nou sau a doua? E a doua, da. Și precedenta în care Adam face o captură era tot cu telefonul cu nou. Zic eu că se vede destul de binișor. Ești o sculă profi, dar este ceva mai bun decât precedentul. Telefon. Măcar îmi stă focusul, că pe ăla îl pierdusem de mult. Femeia se învârte în zona asta și din cauza că sunt eu aici și iubește ea pe moșul. Zboară ușor, o femeie nu trebuie să se ridice mult, părerea mea, în acest moment, poate o să-mi schimb percepțiile, desigur, dată cu experiența ne recalibrăm și percepțiile. 51 centa zbura bine, rachetă, dar umbla la guțani, zic eu, nu făcea capturi în aer. Umbla la guțean fata. Trebuie să plece să caute. Pentru o femeie e suficient. Să lasi un pic de iz de pescărie printre masculi, că urmează ei după aia. Zbor. Zbor, rachetă. Nu e un zbor cu bătăi de aripi cu deschis, vedeți, pe viteză. Acum, că schimbă zborul, ați văzut-o și cum bate și cum... Uite ce ușor bagă. Uite și guțanii în spatele ei. Uite că au văzut-o. Uite că au văzut-o. Bă, dă-i dreacu, îi pune pe tot jos aici. Era urât din partea ei. Hai sus, fetița. Era bine. Să mai stea un pic în aer. Uite, guțani. 6 bucăți. Bă, și totuși ăștia se lasă aici undeva lângă mine. Omălării. Pardon. Am intrat înăuntru la pensie. O înlocuim. Eliberăm boxa. Băgăm la congelator. Ne jucăm cu ea câteva zile. Oricum, ea și 51 centa sunt femelele cu care învăț masculii în perioada asta. Și da, și Iubi acum e liberă. Că v-am zis că l-am văduvit pe Dracula. 51 centa e pe ouă. O lasă scoată cu guțanul. Am ales să bag niște ouă de horseman sub ei și să-i lasă scoată. Și
Dracul a fost cu Iubi, da? Îl voi antrena cu asta, antrena, poate e mult spus. O să-i dau o dată afară și pe solzata asta, să o bage aici înăuntru. Dar după vreo săptămână, poate. Cam dată mai joc cu el la interior. Azi o să mă joc cu el azi, când mă întorc de la biserică. Lăsăm pe Adam afară. Și pleacă moșul să ia niște cucuruz și oprire la biserică. Au ieșit la cercetare. Sigur că aude și masculin înăuntru. Îi aude cum cheamă. Îi caută. Dar nu-i găsește, că-s fiecare pe box închiși. E o problemă când se aud masculi care cheamă la interior. Sigur că e o problemă. Dar asta poate este un subiect mai lung și mai de viitor, să zicem așa. Pe când vom zbura și noi mai multe femeile și facem misiuni să ne dăm cu părerea despre cum e să zbor femele. Acum suntem pe sărăcie, zburăm masculi. Ce pot să vă zic de masculii care cheamă la interior? Că nu împiedică pe femeluța 51 centa să facă capturi. Da? Femeluța 51 centa mi-a făcut capturi când eu aveam masculi pe boxe la interior. Deci nu. Dacă porumbelul merge, nu există scuze. Când porumbelul e campion, e campion și gata. Sigur că de multe ori porumbelul e bun, dar sunt lucruri care trebuie ajustate. Asta se întâmplă de foarte multe ori, când porumbelul e bun. Dacă porumbelul e foarte bun, ești împărat, tati. Faci puțin efort, n-ai stres cu el. Efort puțin, distracție maximă. Când porumbelul e zeu. Când porumbelul e doar bun, atunci te chinui cu el. Scoți, îi dai femelă, îi dai carbit, îi mai aprinzi o lumânare. Cam așa. Am avut și eu de ăștia destui. Porumbei buni la mine au fost Spaniolul și Adam. Nu poți să ai porumbei buni, am zis buni, am vrut să zic zei. Am vrut să zic zei. Că buni am avut mai mulți. Zei, doar doi. De aia zei, că-s rari. Spaniolul și Adam. La mascul și la femele, 51 centa, clar. Bun. Închidem și pe fata asta. Ca să scoatem pe Adam, da? Asta a fost. Vă pupă moșul.